Discutăm cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru primăria sectorului 6. Bună ziua, domnule Ciucu, bine ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua, bine v-am găsit. Spuneți-mi, vă rog, în primul rând, care e planul dumneavoastră pentru sectorul 6? Voi câștiga aceste alegeri, acesta este planul meu pentru sectorul 6 și voi crește calitatea vieții oamenilor din sectorul 6. Atât de simplu, asta îmi propun, asta este viziunea mea. Evident că sunt multe și numeroase măsurile pe care le am în vedere. Am un program în 6 puncte principale, care la rândul lui, sau care la rândul lor aceste puncte au mai multe subpuncte, dar ideea principală este că chiar vreau să îmbunătățesc viața oamenilor și vreau ca să fie și la noi în București, cel puțin în sectorul 6, deși îmi doresc pentru tot Bucureștiul, aceleași standarde de calitate urbanistice pe care le vedem atunci când mergem într-o capitală europeană sau într-un oraș european civilizat. Care sunt primele trei lucruri care vă vin în minte, care ar trebui schimbate cât de repede la sectorul 6 și care se vor schimba în cazul în care veți fi ales primar? În primul rând, calitatea spațiului dintre blocuri. În momentul de față, spațiul dintre blocuri, acolo unde locuiesc oamenii, de fapt, este lăsat în paragină, este murdar, neîngrijit, câteodată întunecos. Principala mea idee aici este ca să vin cu peisagiști care să găsească soluții individuale și prin implicarea asociațiilor de proprietari să cresc efectiv calitatea spațiului dintre blocuri. Pentru că foarte mulți oameni, îndeoseb bătrânii, stau într-o zonă destul de apropiată de casă. Nu se duc foarte mult, poate se duc până la piață sau până în parc, dar oamenii acolo își trăiesc viața. Și dacă nu ai o calitate bună a acestui spațiu, nu poți să ai o viață bună. Aceasta este prima. Pot să vă zic mai multe dacă vreți. Cea de-a doua ar fi cu focalizare în special pe trei proiecte mari de regenerare urbană. Și am în vedere insula dintre Lacul Morii și toată zona Lacul Morii din Crângaș, care reprezintă un avantaj pentru noi, dar este nefolosit, care trebuie să devină o zonă de promenadă și de agrement, cu mult verde. A doua este creșterea spațiului parcului Drumul Taberei, cunoscut ca Parcul Moghiroș, de exemplu, pentru că este foarte mult spațiu vis-a-vis de linia tramvaiului de 41, peste linia tramvaiului 41 și acolo îmi doresc ca să cresc suprafața parcului în acea zonă. Practic, noi în sectorul 6 avem foarte puțin spațiu verde, foarte puține parcuri, densitatea este foarte mare și nevoie de foarte mult spațiu verde. Și m-am în vedere reamenajarea străzii liniei. Și aici și Nicu Șordan are în vedere un proiect de mobilitate urbană și eu am în vedere un proiect de mobilitate urbană pe care îl va face primăria capitalei Nicu Șordan, dar eu vreau ca să o amenajez totodată și ca spațiu verde, pentru că cele două nu sunt neapărat în conflict, se pot face împreună. Deci am aceste trei mari proiecte pentru care o să dau drumul la niște concursuri internaționale de soluții și urbaniștii și specialiștii în amenajare urbană și în peisagistică să vină cu soluțiile pe care le vom executa. A treia chestiune foarte importantă, deși pot să vă zic pe toate șase dacă vreți că am făcut proiectul meu în 6 puncte pentru sectorul 6, este creșterea capacității școlilor, grădinițelor și a creșelor. Pentru că în acest moment se învață în 2-3 schimburi în școlile noastre și nu mi se pare normal. Avem nevoie de servicii complete pe toată durata zilei pentru copii, nu doar dimineața la prânz sau seara în funcție de schimburile în care se învață, ci trebuie și aici este nevoie de mai mult spațiu școlar. E nevoie de școli noi și este nevoie, dacă nu se poate și nu permite... densitatea este foarte mare la noi în sector. Atunci voi mansarda școlile pentru a crește capacitatea de primire a elevilor. De asemenea, nu există decât 3 creșe în tot sectorul 6 și vorbim aici de 380.000 de oameni. Despre asta vreau să vă întreb, despre cele 12 creșe pe care spuneți că le puteți construi. Cu siguranță. Cu siguranță. Nu mi se pare foarte complicat să construiești niște creșe. Mi-aduc aminte că am făcut un studiu în urmă cu vreo 10 ani pe creșe și pe educația timpurie, educația dinaintea grădiniței, că și aici este vorba de educație, nu doar de îngrijire, și e un proiect foarte drag mie. Iar grădinițele, iarăși, se accede netransparent la grădinițe. Vreau ca să transparentizez tot acest proces și vreau ca să construiesc grădinițe noi.
pentru că cererile sunt mult mai mari decât, exact, pot, decât poate acum oferi administrația sectorului 6. Sunt fonduri pentru creșe și grădinițe noi? Cu siguranță că sunt. Gândiți-vă un pic. În 4 ani de zile un sector din București, sectorul 6 are la îndemână aproape 1 miliard de euro. Un miliard de euro. Unde-s banii ăștia? Asta nu înțeleg eu. Dom'le, din banii ăștia pe 4 ani de zile poți să faci mult, mult, mult mai mult și mai bine și decât s-a făcut până acum, dacă nu furi și dacă nu sifonezi fondurile prin companii apropiate ție. Deci se poate. Iar acum se poate cu adevărat. Și, în fine, aceste lucruri sunt mai de zona de aspect și de în zona aspectului și în zona construcției de infrastructură. Dar evident că am în vedere și alte lucruri, cum ar fi să transparentizez total activitatea primăriei, să public toate contractele pe site, facturile, plățile. Vreau ca să informatizez serviciile publice, ca oamenii să nu mai fie nevoie ca să interacționeze prin ghișeu, decât dacă vor. Vreau ca să mă duc și să fac în fiecare cartier birouri unice prin care oamenii să poată interacționa cu primăria, cu autoritatea locală și să-și aibă acces la servicii. Vreau să mă ocup de mediul de afaceri, pentru că în sectorul 6 avem un mediu de afaceri prosper, aș zice eu, care nu se datorează primăriei, ci din contră, în ciuda neimplicării primăriei, au apărut zone de birouri, corporații, avem zona Sema Park, avem zona Afi Cotroceni, Plața, avem Bulevardul Preciziei, Westgate, Iuliu Maniu, deci avem potențial de dezvoltare foarte bun și vreau ca să combin partea de business, care oferă locuri de muncă, cu partea de locuire. Ca oamenii să nu se mai ducă în alte sectoare sau în Pipera sau cine știe unde ca să-și caute de muncă și să rămână în sector, aproape de casă, să nu mai stea în trafic, să nu mai fie... Și vreau, efectiv asta vreau să fac. Vorbeați tot în programul dumneavoastră despre construcția unui spital în sectorul 6. Povestiți un pic mai mult despre acest proiect, unde mai exact? În sectorul 6 nu există niciun spital. Deci noi în sectorul 6 nu avem niciun spital. Am în vedere un spital nu foarte mare, pentru că vreau ca să-mi propun chestiuni realiste. Nu vreau ca să fac ca Gabriela Firea să vin cu să promit spital cu 2500 de paturi și să mă vin cu o machetă și zic, ha, uite, ăsta e spitalul, și după aia să-l fac din containere, cum l-a făcut dânsa. Deci nu așa. Nu. Eu mă gândesc la un spital de dimensiune mai degrabă medie spre mică, undeva la 150 de paturi, dacă va fi nevoie, sau 100 de paturi, dar care din contră să pună accentul nu pe partea de cazare, că nu asta este importantă la un spital, partea de cazare efectivă, ci să pună accentul pe servicii medicale. Servicii medicale interdisciplinare. Da? Și complete și complexe pentru populația sectorului 6. Și îl văd plasat undeva în zona Giulești, între Giulești și Militari. Deci în zona aceea simt că oamenii au cel mai puțin acces la servicii de sănătate. Să vorbim un pic și de infrastructura de transport. Știm că în sectorul 6 e o problemă destul de mare cu accesul. E greu, e dificil și într-o parte și în alta. Cum plănuiți să rezolvați această problemă? Sectorul 6 este cel mai izolat sector din București de restul orașului. Sunt doar câteva, sunt 4 artere care fac legătura cu celelalte sectoare și doar 2 artere sau... de aproape 2, da, depinde cum punem Basarabul, podul Basarab, care fac legătura cu centru. Deci problema este semnificativă. Și vreau ca să rezolv problema mobilității prin mai multe măsuri. În primul rând vreau ca să scad nevoia de mobilitate ținând oamenii în sector. De ce pleacă oamenii în sector? Se vor să ducă la școală, dacă e nevoie la facultate, dacă sunt tineri, vor să ducă la muncă sau vor ca să ducă să se distreze. De-aia pleacă oamenii în sector, în special ziua, da? Bun, atunci eu dacă vreau, voi face zona insula Lacului Morii, voi amenaja strada liniei, voi crește calitatea vieții culturale în sector, zone de promenadă, zone de divertisment, ei nu vor mai fi nevoie să plece din sector și vor avea aproape de casă toate aceste servicii, dacă vreți. Asta pe de-o parte. După aceea, principalele atribuții pe mobilitate le are Primăria Capitalei. Da? Eu la primărie sectorul să am atribuții pe mobilitate, în special pe zona transportului alternativ. Bun. Ideea este că dacă am locuri de muncă și o să am și mai multe în sector,
Atunci iar oamenii nu mai sunt nevoiți ca să iasă din sector și pot să folosească transportul alternativ ca în 5 minute să se dea jos din casă și să ajungă pe bicicletă, trotinetă sau chiar cu transportul în comun la serviciu sau chiar pe jos. Deci aici este practic viziunea mea. Vreau ca să combin partea de locuire. Au apărut cartiere noi, au apărut foarte multe, mii și mii de locuințe și vreau să combin partea de locuire cu partea de business. Și asta este până la urmă cheia succesului. Pentru că dacă ai familii tinere la tine în sector, care locuiesc acolo și muncesc acolo, business-urile sunt productive și prosperă pentru că au oameni pregătiți și tineri. Ei plătesc impozite și taxe locale care vin la primărie și eu voi lua acei bani și voi duce tot în proiecte care vor îmbunătăți viața oamenilor. Deci este practic formula de succes în orice administrație, când ai joburi cu investiții, forță de muncă, cu locuire și administrația publică în această triadă care să dea consistență. Și revenind la întrebare, în sfârșit o să avem și noi acum anul acesta metrou în drumul Taberei. Am trăit în ultimii 8 ani eu personal cu șantierul sub geamul blocului, că eu locuiesc în drumul Taberei. Locuiesc în drumul Taberei în 1985. Deci sunt în sectorul 6 de foarte, foarte mulți ani, de la vârsta de 7 ani aveam în 85. Punând acces pe parcări de tip park and ride bine conectate, dar trebuie să fac aceste lucruri cu Nicu Șordan împreună. Asta pentru vreau că să vă întreb despre parcări în apropierea metroului. Parcări în apropierea metroului și metroul trebuie ca să continue proiectul dezvoltarea metroului. Nu mi se pare normal ca metroul să fie până pe sedarul Doamnei, unde se oprește acum, ar fi trebuit să fie tras până în Domnești. Dacă oamenii vin acolo, face acolo un mare park and ride, și vin din toată zona, vin din Clinceni, Domnești, Bragadiru, vin și își parchează mașina acolo, se suie în metrou și se duc imediat până în centru. Nu mai vin până să aglomereze zonele de cartiere și de blocuri din zona Valea Ialomiței, Râul Doamnei sau alte zone în drumul Taberei, cu mașina individuală, ci trebuie ca să ducă în afara Bucureștiului. Și va trebui ca să gândim un proiect în următorii ani împreună cu guvernul ca să scoatem metrou până acolo. Pentru că nu e normal să aduci traficul tot în drumul Taberei ca oamenii de acolo să ia metrou. Plus că proiectul de acum pe prelungirea ghiencea primăriei capitalei, care este o glumă proastă, sinistră, așa cum este făcut de Gabriela Firea. Știți că prelungirea ghiencea are și ea o lungime. Gabriela Firea a venit cu acel proiect foarte pe scurt de pe prelungirea ghiencea, că e bine ca oamenii să știe. Prevede inclusiv o linie de tramvai care se ducă către Domnești, către pasajul Domnești, unde să fie un park and ride. Pe actualul proiect nu s-a apucat nimeni să lucreze pe linia de tramvai și s-a apucat și a făcut un ciot, o șeptime. Deci a măsurat efectiv lungirea prelungirii Ghencea și o șeptime din prelungirea Ghencea au asfaltat și mai departe de șeptimea asta, adică încă 6 tronsoane de aceeași lungime, nici măcar nu s-au apucat să facă expropierile. Deci s-au apucat așa de ochii soacri, că avem noi șantier de pe prelungirea Ghencea, deci o minciună. Nu, acel proiect va continua cu Nicu Șordan și cu mine. Noi vom face acel proiect ca să facilităm într-o primă fază accesul oamenilor care vor ca să-și lase totuși mașina la Domnești, să ia tramvaiul până în zona râului Doamnei, Valea Ialomiței, după care să ia metrou. Iar fi fost mult mai logic ca din prima oamenii să ia metrou din zona Domnești. Nu s-a gândit integrat, s-a executat aiurea. Asta este, o să îmbunătățim pe parcurs. Deci avem mai multe artere care aduc foarte mult trafic în București, cea mai importantă fiind Iuliu Maniu, Westgate, da? Pentru că aici ai Autostrada Soarelui și practic conexiunea Bucureștiului cu lumea occidentală, cu Uniunea Europeană, țările din statele membre. Deci aici, din păcate, actualul primar a reamenajat și a pus floricele, a tăiat copaci și a pus floricele pe Iuliu Maniu, dar din păcate nu a rezolvat niciuna din problemele serioase. Că în afară de faptul că a spoit un pic și a făcut să pară puțin mai drăguț, problemele sistemice de trafic au rămas acolo. Și sunt soluții, inclusiv pe soluții care să asigure un tranzit mult mai ușor. Dar nu l-a interesat decât să facă să arate frumos. Nu l-a interesat partea de funcțiune de transport, de mobilitate. Spuneați că tot ce nu se face în politicile de urbanism se decontează în bugetul Ministerului Sănătății și în suferință. Puteți să explicați un pic a legăturilor ce înseamnă asta și care sunt soluțiile, mai ales care sunt soluțiile? Să te ocupi, trebuie să ai bani și să faci investiții și să vă zic despre ce este vorba.
Haideți să luăm iarăși traficul ca exemplu. Dacă ai un trafic care generează poluare, da, în acel context poluarea dată de noxe și de tot ce iese gazul de eșapament generează boli cardiorespiratorii și cancere. Și dacă nu rezolvi problema traficului, dacă nu schimbi paradigma de mobilitate de pe auto individual, pe transport în comun și alternativ, o să ai poluare, o să ai boli cardiorespiratorii și o să ai oameni care mor de cancer. Și atunci costurile vor fi unde vor fi decontate? La Ministerul Sănătății, pentru că vei avea oameni în spitale care vor suferi și unii vor muri. Deci tot ce nu se face în politică de urbanism se decontează în sănătate și asta trebuie să înțelegem noi. Și avem mari probleme pe zona de mediu în București, mari, și cu gropurile de gunoi care sunt generatoare de poluare, și cu traficul, și cu praful care vine din Ilfov, și cu lipsa spațiilor verzi. Mai departe, pe aceeași logică, un oraș te poate agresa. Poate să fie zgomotul prea mare, poate să fie, dacă mergem aici pe calea Victoria stânga-dreapta, o să vedeți niște clădiri și le știți foarte bine, care sunt vai de ele, care sunt urâte, sunt atenție ca de tencuiala. Da? Ele te apasă. Te apasă și îți pot genera depresii, nu-ți dau o stare de bine. Asta nu te trimit. Tot la spital. Da? Deci calitatea mediului urban îți prelungește și viața și te face să trăiești și mai bine. Și asta zic, tot ce nu se face în politică de urbanism se decontează. Totul este interconectat. Și atunci ai nevoie de oameni care înțeleg aceste lucruri și pot să acționeze integrat și investi suficient ca să schimbe până la urmă fața orașului. Spuneți-mi un pic și cum resimțiți campania până acum în plină pandemie. Care au fost provocările pe care le-ați întâlnit până acum? Sunt oamenii mai reticenți? Campania asta, eu fac campanii electorale din 2016 până acum. În comparație cu vechea campanie, oamenii sunt mult mai receptivi. Campania din 2016, dacă să compar localele cu localele de atunci, sunt mai receptivi, nu mai receptivi, că vreau să fiu foarte sincer aici. Sunt mult mai binevoitori. Da, îți zâmbesc. În fine, nu te repet, dar în același timp îi simt și nu e doar problema noastră, este problema generalizată, că am vorbit inclusiv cu oameni din alte partide politice. Problema este de o oarecare nepăsare. Adică să fie vara de vină, să fie pandemia sau... Oamenii îi simt puțin interesați de ceea ce se întâmplă pe scena politică, din păcate. Și pentru că ei vor fi chemați să voteze pe cei mai competenți și mai integri dintre noi. Și mi-aș dori foarte mult ca oamenii să poată să facă diferența dintre ceea ce propune Partidul Național Liberal împreună cu Alianța USR Plus și ceea ce propun alții. Pentru că anul acesta, în 2016, la locale, în București, avem pentru prima dată o ofertă electorală care nu se bazează pe vedetisme și pe lipsă de consistență, dar dublată de notorietate, cum ar fi, de exemplu, Gabriela Firea cu lista ei de vedete sau vedete trecute, cum se le numesc, care nu au niciun fel de competență în zona administrației publice locale, mai ales, dar sunt puse acolo ca să ia ochii și să ia fața. Spre deosebire de acest tip de abordare de a face politică superficială, ca să ne zic altfel, noi am venit cu candidați care sunt competenți, care au cariere demonstrabile în spate, recunoscute și integri. Asta este diferența. Deci nu cred, nu mi-au caminte ca până acum în București să fi avut de la o forță politică cu șanse o garnitură de lideri politici, de candidați la toate sectoarele din București, așa cum avem anul acesta. Și este o șansă. Și mi-aș dori ca bucureștenii să nu fie indiferenți la această șansă. Trebuie să facă diferența dintre noi și ei. Pentru că, acum, pe bune, chiar e o diferență. Adică sper ca să se observe. Oricine poate să mă întrebe de unde vin și ce am făcut, pot să-i arăt CV-ul meu. La fel și Clotilde Arman, la fel și toți ceilalți candidați, Mona Spătaru, Cristian Băcanu, Adrian Moraru sau Mihaiu de la sectorul 2. Sunt oameni care nu au cariere contrafăcute, nu au colegii de apărare,
Da, cariere plagiate și contrafăcute. Nu, noi suntem autentici. Da? Suntem autentici și avem o experiență profesională cu care chiar ne mândrim. Să întoarcem un pic la sectorul 6. Care credeți că au fost principalele greșeli în gestionarea lui de până acum? În primul rând, ca să poți gestiona un sector, trebuie ca să înțelegi un sector. Ca să înțelegi, trebuie să ai o oarecare pregătire în acel domeniu. Trebuie să te uiți, să înțelegi funcțiunile urbane, trebuie să înțelegi statistic, cum repartizarea teritoriului, să înțelegi problemele care ies din date, trebuie să știi să analizezi date. Dacă nu ești în stare să iei decizii bazate pe evidențe și pe date, vei lua decizii așa, pe ce trece ție prin cap. Deci trebuie, ai nevoie de anumite tipuri de competențe sau anumite competențe pe care e evident că un tip care și-a terminat facultatea la 36 de ani nu le-a avut, că n-are cum să le aibă. A făcut o particulară la 36 de ani și el zice că e competent. Păi nu e. Și se vede că n-a făcut absolut nimic în 3 ani și jumătate. Am împrumutat o grămadă de bani de curând, am împrumutat anul trecut și acum 2 ani am ajuns la peste 250 de milioane de euro și banii ăștia i-a luat repede și i-a băgat în proiecte rapid acum în alegeri ca să ia fața oamenilor, să zică că a făcut și el ceva, numai că le face prost. Deci avem, lucrările sunt foarte scumpe și sunt foarte proaste. Calitatea lucrărilor și se vede, da? Au turnat un asfalt într-un parc, au amenajat un parc, a venit ploaia, tot parcul este inundat, nu ai scurgeri, da? Oamenii nu pot să mai iasă după ploaie în parc 2-3 zile până nu se evaporă apa. Deci e așa, știi, e foarte, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e foarte provincial totul, e strâmb, e murdar, e rupt, e ciobit, lipsesc chestii, elemente din lucrările publice, nimic nu este pus la punct, nimic nu este perfect, nimic nu este logic îmbinat ca funcțiuni. Și de-aia mor de frustrare când mă duc într-un oraș pus la punct. Mă duc doar până la Budapesta sau chiar și la Sofia mai nou, în Tirana, în Albania, că am ajuns să ne comparăm cu astfel de capitale, de țări și nu mai vorbim de Viena, Paris, Berlin, Lisabona sau alte capitale europene. Și vezi că totul este pus la punct. Dacă totul este logic, totul este funcțional, totul este plăcut, e peisagistic. Da? Și vii la noi în sector și totul este provincial și, cum să zic, și neconform încă din ziua recepției. Da? Asta nu înțeleg eu. Bine, eu înțeleg de ce. Pentru că atunci când lucrez cu anumite firme, nu te mai duci peste ele. Și iei contractul și zice ce scrie aici. Deci, într-un contract e ca să fii în stare tu, ca primar, să verifici dacă cei care au făcut contractele pentru lucrări publice sau pentru livrare de servicii, dacă le-au făcut corect și având niște standarde acolo. Pentru că la recepție trebuie ca să vezi dacă fiecare element din acel contract se află în lucrare. Dacă a fost respectat proiectul, dacă n-a fost schimbat, dacă s-a folosit materialul care s-a licitat și așa mai departe. Deci aici este principala competență pe care trebuie să aibă un primar care trebuie să fie un manager. Și înțelege aceste lucruri, nu dacă faci nu știu ce bișniță și nu știu ce afaceri cu Bittner, Pușculița lui Năstase, până la 30 și ceva de ani te îmbogățești din amanet și din împrumuturi și în fine faci fel și fel de afaceri paravan, cum a făcut Gabriel Mutu cu alimentarea, că știți că a făcut 23 de societăți prin care efectiv este și cercetat de DICOT de 6 ani pentru spălare de bani și crimă organizată. Deci nu acolo înveți lucrurile astea. Lucrurile astea le înveți odată la școală, dacă ai școală, sau le înveți lucrând pentru proiecte de reformă a administrației sau proiecte de servicii publice pentru administrații, cum am făcut eu. Deci eu vin la, de ce puțin teoretic, vin la primărie super pregătit, peste care adaug și experiența mea de președinte a ANFP, agenție guvernamentală, experiență executivă. Deci diferența între mine și Mutu, cel puțin profesional, este imensă. Dar este diferența unui om care a predat la universitate. Eu am predat 7 ani la Universitatea din București, management de proiect,
Gabriel Mutu a terminat o facultate particulară la 36 de ani. Deci aici este marea diferență și oamenii trebuie să o vadă. Că tot ați menționat, știm că ați fost implicat mulți ani în administrația publică, în Consiliul General, de mai mulți ani. Spuneți-ne un pic de proiectele pe care le-ați avut până acum. În primul rând, am avut mai multe proiecte în Consiliul General în primul an. În primul an am avut mai multe inițiative. Una dintre ele era ca tot ce se publică în format scanat să se publice și în format editabil, ca să poți să îți organizezi mai ușor informația și să fie mai transparentă. Am avut mai multe proiecte împreună cu colegii mei, una inițiată de mine, una inițiată de ei, până în momentul în care mi-am dat seama că n-am cu cine. Pentru că Gabriela Firea nu le punea pe ordinea de zi. Deci, efectiv, nu le punea pe ordinea de zi. Da? Deci, încălcând Constituția, pentru că dreptul meu de a reprezenta pe oameni presupunea și dreptul de a iniția astfel de proiecte. Dar găsea fel și fel de chichițe prin secretariatul primăriei și nu le punea pe ordinea de zi. Moment în care, când chiar vreau ca să promovez niște proiecte, trebuia ca să mă duc și să negociez cu ei. Nu eu, poate liderul de grup, care acum e la ei, că este unul dintre trădătorii care au plecat din PNL în PSD. Și ca să îmi treacă mie un proiect din interesul cetățenilor, trebuia să închid ochii la un proiect sau altul de-a lor, pe companii municipale sau alte proiecte pe care le-am și votat în veci. Și când am văzut că așa treaba, am zis, nu mai o să bat capul să vin și să scriu proiecte, pentru că nu am cu cine și pentru cine, nu or să mi le pune pe una de zi sau îmi cer la schimb să mă uit în altă parte când ei fac o nefăcută. Și mi-am făcut ca principal proiect să transparentizez tot ce se întâmplă în primărie. Și am avut o muncă de 3 ani și jumătate și aici această muncă mi este recunoscută, că am explicat de fiecare cu subiect și predicat cum au prăduit și cum au ineficientizat și cum au efectiv dublat birocrația și tot ce nu au făcut bine în primărie. Și aici e unul din lucrurile pe care le regret, că nu am putut să promovez, fiind minoritar, noi aveam din 8 oameni din 55, să promovez proiecte, pentru că n-am vrut să fac acest compromis. Adică să zic, ok, am și eu un proiect cu care mă laud, dar să mă uit în altă parte sau să votez cu ei în momentul în care simțeam că nu trebuie să fac acest lucru. Că n-am vrut să mă vând, efectiv. Și de aceea nu am avut foarte multe proiecte în acești ani. Dar cred că nimeni nu poate să îmi conteste activitatea de transparentizare și munca din Consiliu din acești ani și prezența pe baricadele opoziției. Pe final, vă rog să le spuneți alegătorilor de ce vă doriți să fiți primarul sectorului 6. Pentru că locuiesc în sectorul 6 de foarte mulți ani. Familia mea locuiește în sectorul 6. Sunt pregătit în administrație publică și nu mai suport cum arată mediul urban. Cum am spus mai devreme, am intrat în politică din frustrare. Pe cariera mea mă puteam duce foarte bine să încerc și să lucrez, nu știu, la Comisia Europeană la Bruxelles, puteam să mă duc chiar în politică și să intru în competiție pentru Parlamentul European. Și foarte mulți dintre prietenii mei au făcut acest lucru cu succes. Eu am ales nivelul local. Am ales nivelul local, tocmai că e o chestiune foarte, foarte faină la nivel local. Dacă faci ceva la nivel european sau la nivel guvernamental, se vede mult mai târziu. Dar la nivel local ai un mix foarte fain, foarte bun de instrumente legislative prin hotărâri de consiliu local și de bugete pentru lucrări. Și dacă combin partea asta de bugete pentru lucrări și lucrări bine gândite, da, propuse de urbaniști, peisagiști, concursuri de soluții, cum spuneam mai devreme, cu partea de reglementare locală, rezultatul este mult mai rapid și mult mai vizibil și poți să schimbi fundamental, nu doar cum arată sectorul, poți să schimbi mentalitatea oamenilor prin asta. Pentru că dacă trăiești într-un oraș, într-un loc care arată bine, tu vei avea o stimă de sine mult mai mare. Dar stima de sine a unui om în un cartier din Viena este alta decât stima de sine a unui om care trăiește în București. Deci miza mea este
puțin mai mare și mi-am dorit să, după ce am ajuns acum la 42 de ani, simt că am fix vârsta, experiența, pregătirea și energia ca să fac acest lucru. Și mi-aș dori ca în următoarea campanie electorală să nu fiu nevoit să mai fac campanie electorală, ci pur și simplu să mă duc în agere și să le zic oamenilor, luați o decizie.